datorită faptului că au fost create niște confuzii în legătură cu investiția privind modernizarea pieței Corneliu Coposu, aș dori să aduc niște lămuriri în privința acestei investiții. Deci obiectivul de investiție are trei componente. Modernizarea și iluminatul arhitectural a clădirii primăriei, care are o valoare de 190.000 de lei, în cadrul căruia se vor monta 60 de aparate de iluminat cu surse LED și rețea de cablu de energie aferentă. Al doilea component, modernizarea iluminatului ornamental al pieței Corneliu Coposu. Deci asta pentru a acoperi lipsurile de lumină din zona pieței și se vor monta 12 stâlpi cu câte două corpuri de iluminat, 7 borne luminoase în fața primăriei și se va monta un proiector încastrat în fața troiței eroii Revoluției. Această parte costă 270.000 de lei. Iar al treilea component este modernizarea fântânii arteziene, care presupune o serie întreagă de lucrări. În ceea ce privește înlocuirea sistemului hidraulic, reconstrucția bazinului și lucrări la instalațiile electrice, în cadrul cărora se va monta și un tablou electric general, un tablou pentru iluminat cu controler, schimbare culori, rețea de cablu și așa mai departe, iar valoarea acestei părți este de 290.000 de lei. Cred că fântâna arteziană și sunt convins că este o necesitate pentru Mediaș, o necesitate care, o lucrare care va schimba aspectul pieței și un lucru de care să ne mândrim.